După 2 luni de la izbucnirea războiului în Ucraina, oamenii continuă să-și părăsească țara pentru a găsi adăpost în alte zone. În nordul României, în Bucovina, comunitatea creștină este prezentă pentru a asista refugiații. Organizația Fight for Freedom din județul Suceava, înființată de fostul luptător de arte marțiale mixte Ghiță Ignat, a pus la dispoziția ucrainenilor 2 centre de adăpost. Ne-am dat seama că aceasta este o criză umanitară de proporții și că nu se va rezolva cu semișuri și cu sticle de apă. Am pus mâna pe telefon și am sunat pe cei care erau răspunzători de centrele, de amândouă centre, cel de reintegrare și cel pentru oamenii străzii, și practic le-am convertit, dacă s-au reconvertit, în centre de refugiați. Pe 24 februarie am avut o discuție în Consiliul Director pentru a oferi cele 2 centre ca spațiu de cazare pentru refugiați. Și astfel am reușit să venim în întâmpinarea nevoilor a celor care veneau din Ucraina și treceau prin Vama Seret și ajungeau aici. Mulțumim Dumnezeu că Dumnezeu ne-a pus în locul acesta pentru aceste vremuri și suntem folositori și suntem o unealtă în mâna Lui pe care El o folosește mai departe. Centrul acesta, între timp de când a început războiul, s-au mai terminat încă un sfert dintre camere, acum jumătate dintre camere sunt funcționale și putem primi aici refugiați. La fel, la Burdujeni, acolo unde avem centru pentru oamenii străzii, și acolo primim refugiați. O altă preocupare este trimiterea de ajutoare în Ucraina. Aproape zilnic sunt expediate 10 de tone de alimente, produse de igienă și medicamente. Trimitem ajutoare în care constă alimente și medicamente către Ucraina în fiecare zi, undeva la 60 de tone, 50-60 de tone aproape zilnic. Până acum am calculat, în câteva săptămâni s-au trimis peste 600 de tone. Am lucrat la umplerea unui van, am pus în punguțe strictul necesar pentru o zi, două, pentru cam cât credem noi că ar fi pentru o familie. Și colegii noștri acum sunt în Cernăuți și împart bunurile astea care, prin harul Dumnezeu, le-am primit și noi de la alți frați, de la alte inimi dornice de a ajuta pe oamenii ăștia. Activitatea de sprijinire a refugiaților este realizată de voluntari din țară și din străinătate. La 6 săptămâni de când a început războiul, suntem 250 de oameni, majoritatea voluntari, din peste 3 continente și din aproximativ 7-8 țări. We are partnering with Fight for Freedom and several other shelters that are here. Our own ministry sent us here and they're partnering with them as well. We're here with Troy Bourne Ministries and several teams that have churches that have come here with their pastors and their ministers that are here. And we are just trying to spread the joy and the love and bring aid to the people that need help the most right now. Premium. Le oferim o căldură sufletească, le oferim cazare, le arătăm că Dumnezeu e mare și ajută pe orice om care nădăjduiește în El. Am primit multe mesaje de mulțumire, că au fost primiți foarte bine și nu se așteptau la atâta bunăvoință din partea noastră. Prin implicarea în criza refugiaților din Ucraina, cei din Asociația Fight for Freedom și voluntarii doresc să-L reprezinte pe Domnul Iisus. În momentul în care am văzut inima cu care oamenii muncesc ca să-i ajute pe ucrainieni, mi-am dat seama că nu e ceva natural, e supranatural. It's very sad to see what's been going on in the world, but it's so heartwarming to see the amazing work that the volunteers are doing here, the amazing work that the Fight for Freedom is doing, but also the Romanian diaspora in the UK, the way they have been helping Romanian people here to help the Ukrainian people, and also to see how it's young and old and everyone is being helped in Romania. But you know, at the end of the day, it's humbling to see through the work of God, which is evident here from the Fight for Freedom, I can see that we can help such people. Things are difficult, but it is when it's the darkest that the light has to shine brightest. So we are here to be the hands and feet of Jesus and hopefully bring hope to the hopeless and just healing to the lost and the hurting. Pe lângă centrele în care sunt adăpostiți refugiații, organizația Fight for Freedom are un cort amplasat în Vama Siret. Directorul asociației, Ghiță Ignat, spune că în continuare este nevoie de sprijin spiritual, material și financiar.